Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul de YouTube Mama Lucia, rețete simple. Vreau să salut pe toată lumea și să vă spun să aveți un început de săptămână binecuvântat cu multe realizări. Vă pup pe toată lumea, dragilor, și vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră frumoase. Vă pup și eu și Emma și micuții noștri. Și am revenit astăzi să fac ceva de mâncare. Fain, așa, fain. Ce credeți că m-am gândit să fac? M-am gândit să fac un papricaș pe carne de oaie. Am cumpărat niște ripe, niște coaste de oaie, dar e oaie tânără, cum să zic, de miel mai mult ar veni. Și m-am gândit să fac un papricaș așa fain scăzut, un pic cu mai multă ceapă, câțiva cartofiori, numai așa, un pic de ardei, așa mai mare tăiat, așa un papricaș fain scăzut și o salată de varză cu niște morcovrași vreau să-mi fac. Ia, și vă arăt imediat aici, am cumpărat un kil de carne, scumpă carne asta de oaie. Astea coastele costă 11-12 euro kilogramul, să știți. Țara la alte 14, 15, 18 euro, depinde ce. Dar bine, la turci aici, că soile acolo la alegere, că la ei asta e baza. Și am cumpărat numai asta, cum a zis, hai să fac un papricaș. Și vă arăt imediat carnea asta, am pus-o aici la opărit, în apă, cu oțet. Ca să iasă un pic mirosul, să nu fie chiar așa tare, dar știți că asta mai tânără nu miroase așa tare, nu e oaie din aia mai bătrână care miroase. Și o opăresc bine cu oțet, o spăl și după aceea facem papricașul. Și vreau să vă arăt coastele astea de oiță. Vedeți, le-am pus aici cu apă cu oțet. Să se opărească între timp, îmi curăț ce am nevoie pentru mâncare. Așa cum vedeți, am pregătit pentru papricașul ăsta de miel. Îi spun miel că nu-i oiță. Am spălat carnea bine, cum vedeți. Vedeți ce tânără e să ia deja, cum am opărit-o, deja osul se duce. Am opărit-o bine cu oțet. Mi-am pregătit aici 3 cepuțe, un ardei, un morcov, 4 cartofi. Și asta pentru salata mea de varză, un șpiț col, o varză din asta lungă și 2 morcovi, cum vedeți. Și trec imediat la treabă, dragilor. Așa, dragilor, îmi tai morcovul felii. Am pus foarte puțin ulei la încins. Tai ceapa măruntă, le punem în tigaie. Lăsăm un pic la cârli și punem carnea. Și punem condimente, piper, sare, voia, cum vă place. Mai am 2 cepe de tăiat. Și cum vedeți, am pus ceapa și morcovii la călit cu puțină sare. Las un pic să călească și pun carnea imediat. Și cum vedeți, am pus aici condimentele. Sare am pus înainte, piper, un pic de vegeta, un pic de pastă de ardei sau boia. Cum vreți. Bine, acum le amestec aici un pic și pun carnea. O amestec bine și pun apă să fiarbă. Am vreo 2 pahare de apă. Să las să fiarbă până să moaie. Și cum vedeți, am pus apă să deie peste ea. Las să fiarbă. Cine vrea poate să-i pună foaie de dafin. Ce vă place condimentele, cum vă spun întotdeauna.
așa, între timp ce fierbe carnea, tai cartofii. Cum v-am spus, ardeii îi las așa mai mari. Ardeiul îl pun odată cu cartofi la fier. Așa. Cum vedeți, mai trebuie un pic să fiarbă carne și apoi pun cartofii. Și între timp îmi pregătesc salata. Și așa cum vedeți, mi-am dat vărzuța pe răzătoarea aia fină. Și aici am fac morcovii, îi dați prin răzătoare sau eu acum mai trag cu ăsta, așa, lungi, și amestec imediat în varză. Cam așa, iasă fain. Cum vedeți, am ras totul și am pus sare și zahăr, am sofrec un picioră să stea. Că toate sunt crude, să moaie repede, și morcovi și varza. Și am să mai condimentez cu un pic de piper, ulei și oțet. Și cum vedeți, s-a fiert aproape o oră carnea, să știți, ca să fie un pic mai moale. Am scăzut așa frumos. Și acum am să pun cartofii și ardeiul. Mai pun așa puțină apă să deie deasupra, să nu fie așa subțire. Condimentez dacă îi mai trebuie ceva. Și cam asta este. Așa arată cu apa, așa, vedeți, să deie deasupra. Și cum vedeți, am stors-o bine, nu mai rămas mult. Îi pun un pic de ulei de raps, un pic mai mult, un pic de oțet, puneți de care aveți și cum vă place. Eu vă spun că folosesc tot timpul asta, e mai dulce, balsamico alb. Și pun niște piper alb. Și gata, este salata. Da. Cam atât. Cartofii fierb și ei. Și mâncărica este gata, dragilor, imediat. Și cum vedeți, așa arată, fain. I-am tocat aici un pic de pătrunjel, îl pun deasupra. Și cam asta este papricașul de cartofi cu cărniță de oaie. Arată bine, foarte gustos. Cui îi place? Că și asta este o plăcere, cui îi place. Și așa arată mâncărica. Sper să vă placă, dragilor. Vă pup și vă iubesc. O zi de luni frumoasă și binecuvântată vă doresc la toată lumea, dragilor. Și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia Rețete Simple și vă rog câte un like. Vă mulțumesc, vă pup, ciao!